alimente care ne induc o stare de bine, de relaxare. Poate ea să facă ceva în legătură cu asta? Depinde, așa e un subiect foarte mare ăsta și foarte vast și recomand oricărei mame care simte că o încearcă un pui de depresie, mai mare sau mai mic, să ceară ajutorul familiei și al unui psihoterapeut sau dacă se simte chiar la capătul puterii și la unui psihiatru. E foarte cunoscut că depresia, și se vorbește din ce în ce mai mult despre asta, ca fiind având și o componență inflamatoare, ca fiind o boală inflamatoare și alimentația influențează foarte mult gradul de inflamație din corp. Deci putem să ne ajutăm o dietă mediteraneană, care este cea mai studiată și cea mai cunoscută ca fiind o dietă care scade inflamația din organism, ne va ajuta să ne simțim mai bine. Sunt extrem de multe studii care arată că X pacienți au avut rezultate mai bune și scăderi la punctele XYZ din depresie, la simptomele pe care le simțeau când au urmat o dietă mediteraneană versus placebo. Deci sunt foarte multe studii și studii din astea controlate și făcute fain așa. Pe de altă parte, ies la fel multe studii care spun că anumite alimente, cum ar fi curcuma, de exemplu, care poate fi luat ca și supliment, este în unele studii a avut scoruri asemănătoare cu anumite antidepresive din clasele astea cunoscute, SSRI și moderne. Deci ne putem ajuta de alimente și de suplimente, la fel de ierburi, pentru când, nu știu, sunătoarea, la fel are St. John's Wort, are la fel de are rezultate extrem de bune. Dar toate trebuie făcute așa, împreună cu un specialist și neapărat văzut exact care este gradul de depresie pe care îl simțim și dacă suntem dispuse să mergem pe drumul ăsta doar cu alimentația și doar cu suplimentele sau dacă avem nevoie și de mai mult, de psihoterapie pe care eu o recomand din inimă sau chiar de medicul psihiatru.